bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să vorbim despre, probabil ai văzut în titlul de emisiunii, despre tranzitul lui Marte în semnul berbecului. Acest tranzit se va petrece între 30 aprilie și 9 iunie. Iată, după ce Marte a fost în pești, s-a întâlnit cu Saturn și cu Neptun și ne-a blocat, dar ne-a și confuzat foarte mult, intră în semnul lui preferat. În teoria astrologică, Marte, când tranzitează Berbecul, e în semnul lui de domiciliu, așa se numește Marte reprezintă pe ares, da, zeul războiului în mitologie da? Iar semnul Berbecului este tot semnul luptei, al competiției, al începutului, al îndrăznelii, al curajului, al energiei, al forței sunt foarte multe de discutat, atât la Marte cât și la Arhetipul Berbecului. Adică pentru start, așa, când vă gândiți la Arhetipul Berbecului, vorbesc de Arhetip, nu de vorbesc la primăvară, la venirea primăvării. Da? Adică momentul în care, cum spun eu, ghiocelul trebuie să iasă de sub zăpadă, firav așa cum îl vezi, el trebuie să spargă gheața acolo, să iasă da? la suprafață. E, când Marte intră în acest Arhetip, e locul lui de joacă preferat. Da, e competiția, joc. <coughs> jocurile olimpice al lui Marte. Exact acolo își dorește el cel mai mult să fie. Acum, la nivel personal, Marte berbec îi va influența foarte mult pe cei cu marcaș cardinal. Vorbim iată de berbec, de rac, capricorn și balanță. Aceștia vor fi presați de timp, vor fi împinși de la spate sau vor fi implicați în anumite situații în care au impresia că nu, nu mai e răbdare, nu mai e timp și trebuie să facă ceva fiind patru semne de acțiune, dragii mei, cu siguranță veți face în această perioadă ce n a făcut tot anul trecut, de exemplu. Da? Ce face Marte în berbec? Forțează lucrurile, vrea noutate, nu mai vrea să stea pe loc. În astrologie, când vorbim despre Marte, vorbim despre energia masculină. În astrograma unui bărbat, Marte arată masculinitatea sa, că da, de deci fiecare dată spun femeile când cunosc un bărbat, caută pe internet cum se comportă bărbatul cu tărică. Nu mai căutați așa. La un bărbat contează atât Zodia, poziția Soarelui, dar și Marte. Aflați unde are Marte. Că găsiți, de exemplu, un nativ rac și ziceți, ăsta e familist, e la locul lui, e cu minte, e liniștit, nu știu. Dacă are un Marte în berbec, credeți-mă, Ăla nu mai rang nu este. Bun. Deci Marte arată energia masculină, masculinitatea unui bărbat, iar în astrogama unei femei arată tot energia masculină, pentru că și noi avem, iată, o instanță masculină, dar arată și energia masculină de care ne simțim foarte mult la nivel uh, fizic, da? atracția aceea puternică, pasională. Bun. Când o mai gândiți la Marte, aveți în vedere următoarea situație. O armată cu 12 soldați, cum spun eu de fiecare dată, pe linia de front. Marten Berbec, Marten Taur, Marten până la Marten Pești. Tot cei 12 soldați. Fiecare are în funcție de semnul în care se află, iată, niște arme, da, o uniformă și un mod de a lupta. Bun. Dintre ăștia 12, când trebuie să intre la război, cum credeți că va reacționa Marten Berbec? Se aruncă. Martin Berbec nici măcar nu mai așteaptă să vină comandantul suprem să-i dea ordinul treci la luptă, că el nu mai are răbdare și e primul acolo, pe front și primul care vrea să câștige, primul care efectiv vrea, vrea să simtă cum îi plăcea lui are, să mitologie, să vadă sânge, să vadă căsăpeală, să vadă îndrăzneală, da? Violență, din păcate. Bun. Marte, în berbec, trebuie să știți că reprezintă și o resursă și o vulnerabilitate. Iar asta e valabil pentru noi toți, nu doar pentru cei care au semne cardinale în astrograma natală. Martin Berbeck ne poate ajuta între 30 aprilie și 9 iunie să ne apucăm de sport, să câștigăm o competiție, să fim mai îndrăzneți, mai curajoși, să, să ne lăudăm mai mult, să ne vindem mai bine Dar în același timp când vorbim de o vulnerabilitate, Martin Berbeck are multă furie, agresivitate și foarte multă violență da? Și mai are ceva Martin Berbeck. pentru că va fi un transiliniar, nu se întâmplă mare lucru, nu va face niște... Aspecte mai multe. E foarte laș. Adică e genul de uh, cum să vă, genul de situație în care uh, iriți lumea, creezi un scandal, crezi un război, dar nu te mai arăți pe urmă. De ce? Pentru că Martin Berbeck, în momentul în care simte că nu câștigă o luptă, nu se mai implică. Își alege foarte bine luptele Martin Berbeck. Bun. Asta unul la mână, doi la mână. Un lucru foarte interesant pe care vreau să vi-l menționez, este că Marte va face o opoziție cu unde era Marte anul trecut, în octombrie, când a început uh, în Israel conflictul. Uh, nu, nu știu unde vom ajunge acum. Lui Marte, în Berbec nu-i place negocierea, sau dacă îi place, îi place negocierea, dar îi place negocierea cu pumnul masă Cert este că ajungem, să zicem așa, într-o situație în care trebuie să se așeze taberele și să pornească lupta diferit. Aici va fi o, o, o perioadă foarte interesantă din punctul meu de vedere, mai ales în mai. Și de ce în mai? Pentru că atunci uh, Marte va face conjuncția cu nodul nord. Iar anul trecut, exact în, în zilele uh, 5, 6, 7 octombrie, Marte a făcut, dacă ne aducem aminte, conjuncția cu nodul sud din balanță dragii mei. Deci, aici este un punct important în negocierile care se vor duce în zona respectivă și nu doar acolo, în orice alt conflict. Eu m-aș bucura ca pe durata acestui trazi să nu mai înceapă un alt conflict Dar da, și dacă începem, și dacă nu începem, cele, cele deja existente, vom auzi foarte mult despre ele, țin să vă spun Peste tot Deci negocieri se pot duce, dar nu așa cum ne-am aștepta noi Pe urmă, interesant sau nu, competiții sportive, multe acum cu Martin Berbeck și în același timp și niște campanii electorale. Că vom asista la o campanie electorală cum n-am mai văzut de mult timp, trebuie să vă spun. Competițiile vor fi acerbe. Cumva Martin Berbec îi, îi, avantajează pe cei foarte vânjoși, cei îndrăzneți, cei foarte care cel puțin se arată sigur pe ei. Că nu ar fi asta, este cu totul și cu totul altceva. Cu Martin Berbec trebuie să avem foarte mare grijă la violență, mai ales la violența domestică. Da? Uh, stați departe de abuzatori, uh, luați acțiune dacă este cazul, uh, încercați să, să ieșiți uh, iată, din situații care nu vă fac bine. Acum, să știți că totuși Marten Berbec e un tranzit pomenit pentru a o lua de la capăt. În momentul în care uiți de la capăt, s-ar putea să superi niște oameni din trecutul tău, dar nu te mai uiți înapoi. Cât a fost Marte în Pești, te mai uitai, dar cât este Marte în Berbec, nu te mai uiți. Îți iei valiza, ai plecat și ăla este drumul tău. E adevărat, cu multă furie interioară, pentru că orice rupere aduce și negare, și furie, și supărare, dar toate aceste procese, dragii mei, sunt foarte, foarte, foarte necesare. Eu vă invit ca în această perioadă să fiți cât mai curajoși. Pentru că, uite, pe 3 mai, Marte face un sextil cu Pluto. Aici, Pluto din aici ne găsim puterea interioară să mergem mai departe. O găsim în noi, nu la alții. Marte în berbec întotdeauna, el nu are nevoie de altcineva, are nevoie doar de el însuși. Dacă el crede în el, el câștigă lupte și războaie. După care, pe 18 mai, Marte se întâlnește cu nodul nord. Aici este Aici este o dată de care mie mi-este foarte teamă, țin să vă spun. Pentru că, da, face opoziția cu conjuncția Marte, Nodul sud de anul trecut, și de obicei, cel puțin din punctul de te, teoriei astrologice, nu sună foarte bine. Dar rămâne de văzut. Cu Marte, lângă Nodul Nord, mai ales dacă vă știți cu Berbec în astrogramă, zic să nu stați locului și să mergeți mai departe, să îndrăzniți ceea ce nu v-ați gândit niciodată. Deci, după cum vedeți, Marte face doar două aspecte. Pozitive, aș putea spune, drumul său este liniar cât timp e în berbec, ne lasă să ne facem de cap, ne lasă. Știți cum mai este Marte în berbec? E precum un copil din ăla care descoperă lucruri și pleacă lucruri și luptă pentru el și e foarte ambițios. Da? Cu toții avem instanța asta, noi trebuie doar să o găsim, să o folosim și să o punem la treabă. Deci dacă vrei să obții ceva, Marte în berbec te ajută enorm, te împinge de la spate, îți dă curaj, energie, și de ce nu, din furie și frică, vei reacționa, dar nu te vei lăsa până nu vei obține ce vei dori. Chiar dacă ți-am spus, vei deranja în stânga și în dreapta, pentru că Martin Berbeck este foarte călăgios. Vrea să știe toată lumea cu ce se ocupă și nici nu-i pasă de ce zic unii și alții. În momentul mai pomerit să te apuci de sport, de exemplu, să te apuci de mișcare și să uiți de la capăt, să faci curățenie și să scapi de izola de naftalină din viața ta. Dar în rest, stați departe, vă rog, de violență. Prefer să vă recomand să vă la sală, să ridicați greutăți, de să puneți mușchi, decât să vă certați cu oameni în casă sau să asistați la tot felul de scene violente. Să vă, re... să vă priască de minune tranzitul lui Martin Berbeck și să ne auzim cu bine data viitoare.